Haideți să vedem cum a continuat aventura urbană a domnului George Chirilă și a soțiilor surori prin București. Pentru că dacă seara cei trei au ieșit să mediteze sub lumina lunii, ați văzut mai devreme, de dimineață au ieșit sub soarele cu dinți, cei drept, că n-a fost cald, nu? Așa, și chiar a făcut o baie în lac pe nepusă masă. Nu se aștepta nimeni la povestea asta. Ați văzut un lac și ați simțit nevoia să faceți baie, da? Da, mi-ai zis, mă simt ca acasă, nu? V-am zis să vă simțiți ca acasă și atunci Bucureștiul l-ați transformat ca propria noastră curte, da? Încât s-a putut. Haideți să vedem. Fără a ține cont de frigul de afară, de a pare ce ca gheața, de soarele cu dinți sau de faptul că scăldatul era interzis, George Chirilă s-a îndreptat hotărât către lac. Soțiile sale, surorile Nicoleta și Mariana, îl cunosc bine și știu că atunci când își pune ceva în cap, nimic nu-l poate opri pe bărbatul lor. Astfel, încă de la hotel, doamnele i-au pregătit soțului lor o plasă cu schimburi uscate. Ajunse pe malul apei, soțiile surori l-au ajutat pe George să se dezbrace. Apoi l-au privit mândre cum s-a aruncat în lac. Cam câte grade credeți că are apa? 5-5 jumate. Cât timp George Chirilă experimenta diferite stiluri de înot, soția numărul 2, Mariana, și-a făcut și ea curaj și și-a răcorit o leacă piciorușele. Și destul de curat, vedeți? În centrul Bucureștiului, totul e când vând în apă, a făcut așa o euforie, cum să nu-i faci reclamă la apă? Asta ar fi? Dacă toate iazul, toate bărtocii în țara noastră s-ar transforma în așa de intrică curată, putem renunța la vreo 90% din spitale. Să rămână numai ceva cu chirurgia, cu probleme de accidente sau din astea. George Chirilă s-a simțit în lacul din parc mai confortabil ca într-o piscină de 5 stele. Entuziasmat ca un copil scăpat prima oară la scăldat, bărbatul s-a dovedit tare pus pe șotii. S-a prefăcut că și-a terminat bălăceala, dar în momentul în care soțiile surori au sărit să-l încălzească oferindu-i haine uscate, el, hop, a sărit din nou în apă. M-am încălzit, m-am încălzit. După alte minute în apa înghețată, George s-a întors din nou la mal. De data asta părea cât se poate de hotărât să îmbrace halatul pregătit cu grijă de soțiile surori. Le-a păcălit însă din nou, a aruncat cât colo halatul și a plonjat înapoi. În cele din urmă, George a terminat cu joaca și s-a întors lângă soțiile sale. S-a îmbrăcat, apoi s-a întins de sculț în iarbă pentru a întregi conexiunea cu natura. Conectezi mai ușor la pământ, la natură, buricile degetelor, pentru că sunt foarte senzitive, spre pământ îndreptate. Iar când vrei să primești informații sau să accesezi cronici din drept în sus. Bine, tot corpul nostru funcționează în clipa asta ca un releu. Iar releuri intermediare și ajutătoare sunt toți arbori, toate plantele din jurul nostru. Natura este Dumnezeul său, iar George e convins că legătura dintre el și ceea ce ne înconjoară este unică. Spune chiar că a scăpat de paralizie cu ajutorul băilor reci, după ce medicii nu i-au mai dat nicio șansă. Datorită unor defecte, lăcomii, temeri sau nu temeri, lăcomii mai mult, nu am păzit instrucțiunile. Și atunci corpul a dat reacția. Și începusem să am dureri la pășire, piciorul stâng dreptul, pe dreptul se ducea și exact simptomele care ca la lombă sciatică. Dar prin voință eu pășeam, că nu odată nu băgasem în sală suferința și, da, și prin voință am poruncit organismului să execute. Dar acum, deja după a șaptea, care aveam dureri extraordinar de mari și totuși puteam să mai pășesc, am început chiar să mai asculte piciorul ca să mai pot să pășesc, ca spre paralizie. Și la medicii la care m-am dus, toți mi-au spus că ar fi posibil prin operație, dar chiar unul din ei care era cel mai capabil, recomandat, mi-a spus, eu nu stric operația pe tine. Pentru că eu n-am operație nereușită, tu n-ai să-mi stai 6 luni de zile și nici paharul de apă să nu-l duci la gură. Sunt sigur că dacă mă smăsi mai bine, dar vieții mișcare. Atunci nu cu mine o să faci remediere.
Și am plecat acasă și eram înăuntru trist, așa, copiii mei erau în prejurul meu și zic, uite, în loc eu să le pot fi lor cu ceva de folos, eu s-au adunat să-mi fie ei mie cu ceva de folos. Și durerea era mare, nici nu mâncam multe vreme, pentru că trebuia să merg afară și mers afară era o problemă și atunci nu mai mâncam. Și atunci cum am stat eu și am spus, păi, eu sunt mai mult apă decât altceva, sunt apă. Și am avut eu niște înțelegeri atunci și spun, duceți-mă la fântână. M-am dus la fântână și scoateți apă. Scoateți apă, ca să fie suficient de multă cantitate. Și cum turnați pe mine, de la mijloc în jos. Atunci noi făceam chiar așa de sus. Și a durat, cred că, 10 secunde, ori 20 de secunde și am plecat picioarele mele în casă. Și a fost prima masă care am putut să o mănânc. Și până în seara am mai făcut de vreo două ori și după aceea am început să fac des băile. Dacă trece o zi sau două și nu fac o baie cu apă rece, acolo este șubrezit la mine. Și ca astăzi. Ca astăzi. N-ați putut să lăsați să treacă mai mult timp până la baie rece? La hotel cu duș rece. Dar să știți, calitatea apei e diferită. Eu și de băut aș bea mai degrabă de aici decât din cea moartă de acolo, din conducte. Da, dar trebuie să ai stomacul puternic. Să-ți fi hrănit între timp bacteriofage, că acum să nu le fie o problemă abia... Sunt bacterii. Ziua prin București s-a încheiat cum nu se putea mai bine. Cei trei soți s-au plimbat liniștiți prin parc, au inspirat cunesați aerul curat, au admirat țestoasele din lac și și-au încărcat bateriile după vizita obositoare în aglomeratul și gălăgiosul București. Cam așa a arătat ziua domnului Chirilă petrecută în București. Azi, domnule, vreau meditație, s-a dus într-un parc, a găsit lacul, a făcut baie, exact ce ați simțit, că nu era nimic pregătit. Da, am fost răsfățat. Eu pot spune că am fost răsfățat. Dar v-a plăcut. Scrie acolo scăldatul interzis și am atras atenția. Zic, ia veniți încoace. Vedeți că cineva n-a trecut nepăsător peste interzis. A completat și el. Mesul pentru patru domnul labe, nu permis. Există interzis. Știți? Asta înțeleg da, deci pentru mine zic, veniți încoace. Uitați, cineva l-a deranjat. Acolo spiritul de haiduc la cineva s-a trezit un pic și a completat și el ceva de disupt acolo. Da, eu am fost favorizat, eu am fost alintat, răsfățat. Eu recunosc lucrul ăsta. V-a plăcut București? Să știți, da, că acolo erau și rățuște sălbași, erau și pescăruși, erau foarte multe lucruri. Asta un îndemn. Părinții să-și ducă copilul să-l așeze, să ia contact cu ființele vii. El poate să joacă cu foarte mult. Bună și frumoasă. E perfect adevărat ce spune. Inclusiv terapia cu apă rece are o explicație pur științifică, faptul că i-a trecut problema lombară și așa mai departe. Dar ce facem noi cu aceste două femei care... până la urmă sunt nefericită în această combinație. Orice mi-ați spune, se vede clar pe fața Nicoletei că nu e împăcată cu situația, o acceptă că asta este, n-a avut de ales la momentul respectiv și probabil că acum e prea târziu să plece. Eu vreau să vă întreb, când v-ați hotărât să vă las două neveste, v-ați hotărât să vă las două neveste surori sau așa s-a nimerit pur și simplu? Nu a fost ceva planificat dinainte, vă rog ca să mă credeți. Când am fost atins de acest sentiment cu o de-a doua, nu vorbim de prima dată, da? Acolo acum, înțeles, mă scuzați, clar, da. Cum a spus noastră că noi trăim în țarc, nicio, chiar nu vreau să jignesc, fiecare este așa cum l-a lăsat Dumnezeu. Bun, hai să vedem. Dar Mariana nu este o femeie după care să-ți pierzi mințile definitiv, ți-a luat mințile, așa, ai văzut frumusețea întruchipată și ți-a luat mințile. Serios în, acum? În privința trupului s-ar putea să vezi dreptate. Femeia aceasta este o comoară, dar a fost ascunsă sub niște cruste. Eu am văzut acea comoară și m-am jertfit. Dar nu era mai corect dacă ați găsit o comoară, să o lăsați pe prima să-și vadă de viața ei? Adică eu înțeleg că n-ați putut să renunțați la a doua. De ce n-ați lăsat-o pe prima în pace? Pentru că până și dumneavoastră recunoașteți că femeii nu i-a convenit această... Bun. Hai să vedem ce răspunde domnul Chirilă. Dar cum s-o las sau să-mi îndepărtez dacă eu o iubeam? Cum s-o las sau să-mi îndepărtez? Dar cum ai iubit și a doua, domnul? Dacă iubeai, cum ai iubit și a doua? Aici ai explicat, eu nu înțeleg asta. Pentru că am o inimă mai largă. Nu, asta nu e explicație. Nu la nesfârșit de larg. Când am fost întrebat de Măruță, dacă ar veni și a treia și a patra, am spus nu pot. Pentru România nu este un exemplu bun. Deci nu e un exemplu bun. Deci spun din start. Deci eu cred că aveți o filozofie. A fost un alt stat interesat de mine și de familia mea.
Un alt stat? Un alt stat interesat de la primire. Uite, interesant. Știți cât de bajocoritor am fost primit prima dată? Știți cât de multe șicarii s-au făcut? Deci poate și aduc aminte cine acum șaptea. Da, mă rog. Un stat mi-a trimis. Deci nu era chiar ambasadorul, mi-a trimis din ambasadă, da, ca să era interesat de familia mea ca în întregime să fie mutată. Singura țară ce care va accepta așa, pic, fără așa, ar fi Thailanda. Este una din tainele noastre, acasă noastră. Pentru că eu am rămas credincios poporului meu. Am spus, nu sunt naționalist, ci sunt patriot. Patriot. Deci asta a fost o, a mai fost o tentativă. O să vedem în zilele următoare care sunt dorințele domnului Chirilă. Păi nu, vreau eu să trecem și la alt subiect și o să rog să rămână cu noi pentru... Dar nu e foarte bine conturată, adică se amestecă elemente din Vechiul Testament, din Noul Testament, din esoterism. Cine și-a făcut timp ca să mă asculte întregimi, ca să vadă cât e de bine conturată și fixată această ideologie? Eu tare curioasă aș fi să văd ce vreți să... În registrări câteva au mai fost niște dumneavoastră toate, vreți să dați naștere, de plinul, pentru că dumneavoastră vreți mai... să dați naștere un altui deja popor? Deja avem un popor, deja avem un popor. Suntem popor urmașa unor strămoși, da? Așa. Eu pe linia asta sunt, eu nu vreau să fac ceva nou. Eu sunt mândru de strămoșii noștri. Nu vorbesc de... Care strămoși? Spuneți la care vă referiți. Chiar de și care înainte este? De ortodox, de creștinarea țării. Strămoșii noștri daci sunt strămoșii mei. Deci eu recunosc acest lucru. Eu nu mă rușinez de strămoșii mei. Pentru mine, când am întrebat cât de strămoșească este credința ortodoxă în țară. Că dacă ne ducem puțin mai mult de 1800 de ani, nu mai e chiar așa de strămoșească credința noastră. Nu ne uităm în viitor, nu ne uităm trecut. Da, da, da. Trecut e trecut. Eu clădesc deci, un viitor nu trebuie clar să trăim. Uite, cu... Eu clădesc un viitor foarte, viitor foarte clar. Ce viitor deci, noi trebuie să vedem în viitor. Deja la înregistrările deci, care le-ați făcut, eram așa de într-o trecutul... stare de deschidere. Deja mi-a dat drumul cam larg la inimă. Destul cam mult pentru momentele astea. A spus cam mult pentru ce, pentru de fapt, vă pregătise să spuneți. Da, da. Da. Am fost un pic, așa am simțit. Nu știu vă cum spun să spun. Vă spun de ce, pentru că v-ați, nu numai că v-ați simțit bine. A spus mai mult pentru că de câteva ori v-ați pierdut cumpătul. Inclusiv acum două zile. Deci eu am spus că sunt un bărbat impulsiv. Am spus lucrul ăsta, sunt un bărbat impulsiv. Încă sunt pripit. Mi-mi va cere ceea ce am planificat să fac. Încă foarte, foarte multă răbdare. Problema la care eu mă gândesc... Dar să faceți ce? Că asta vă întrebați ce însar. Să construiți ce? Să redobândesc țara mea. Cum? Care? Pe cine o are? Cum? Țara mea am neglijat-o și au luat-o cine a vrut. Colegii mei spun că au văzut un material în care noi să spuneați că vreți să fiți voievod, nu? Și să aveți sabia dreptății. Era o metaforă? Nu e o metaforă. Deci e franț, întrebat, dacă nu e o metaforă. Nu e o metaforă. Vreți deci, să stârpiți rău din lume. Mă s-a întrebat care e țelul meu final. Am spus limpede și clar, este autoritatea. Dreptul de a purta sabie. Ce înseamnă dreptul de a purta sabie? Să pedepsești pe cei ce fac rău și să lauzi, să încurajezi pe cei ce fac binele. Asta este dreptul de a purta sabie, înțelegi? Pentru că problema la noi care este? De ca nu mai pot face cei drept și cei buni ce vor, din cauza că buruiana păi e prea cum, multă și dar cum ați putea să-i faceți să înțeleagă ceva când dumneavoastră personal ați faceți ceva ce ei nu pot concepe și nu sunt de acord? Eu am spus adică așa, ce, ce exemplu stabiliți? Că am două femei care sunt și surori, să o privească momental, eu voi da explicații mult mai adânci și mai limpezi, momental ca pe o sperietoare. Atât m-am rugat. Păi și atunci cum vreți să fiți ascultat? Din toți prietenii mei și din cei ce urmează acest, nu i-a fost târnit de mine, n-a fost pornit de mine, dar și eu am prins cu toată inima de această viziune a redobândirii țării, niciunul nu este poligam, din toți prietenii mei. Deci nu asta a fost îndemnul meu. Măi, oameni buni, ăsta este lucru bun de la mine. Eu am spus, oameni buni, pomul are alte roade, asta e sperietoarea. Ăsta e cârligul pe care l-am agățat pe măruță ca să pot să folosesc televiziunea ca o portavoce. În sfârșit a spus adevărul. Da, păi și nu, vă mai spun, dar adică, vă mai spun adevărul? Adică faptul nostru v-ați căsătorit cu două soții, nu a fost ceva premeditat. Asta am mers. O să vedem că mai avem niște materiale interesante să se vadă lumea.